Elena Lungu veghează zi și noapte la patul soțului, care până acum un an a fost un om în putere, priceput la toate. Asta până într-o zi de noiembrie, când pregătea lemnele pentru iarnă. O ramură groasă pe care o tăiase i-a căzut în cap. Și de aici nenorocirea. Am rămas inconștient, mi-a căzut drujba din mână și eu am căzut cu capul pe gard, pe țava de la gard. Mi-am deplasat inelele la cervicală, nu mai știu ce inele am aici, alea medicale. C6, C7 și încă o fisură de coloană. De atunci bărbatul nu mai știe ce înseamnă să stai pe propriile picioare. Viața sa a devenit un lung șir de suferințe, iar gâtul său se ține acum de o tijă metalică. Am paralizie de la piept în jos, paralizie de colon, paralizie de vezică și de picioare. Mă uit pe geam și când văd că se trece cineva, îmi vine să plâng de multe ori. Că nu pot să fac și eu ceva. Eu tot timpul eram ba în grădină, ba în cutare, ba dacă mă chema cineva să-l ajut să spargă lemne, ba să facă o lucrare sau ceva. Eu nu stăteam deloc, nu stăteam deloc. Cei doi au muncit cinstit, aveau chiar și un magazin în curte pe care au fost nevoiți să-l închidă. Acum singurul venit îl reprezintă pensia de handicap cu un însoțitor de 800 de lei. Cum suma este mai mică decât rata lunară de 200 de euro pe care o au de achitat până în 2015, iar casa este sub ipotecă, cei doi soți trec printr-o dramă greu de imaginat. N-am făcut-o ca să ne plătească nimeni. Din păcate, am fost sigur că suntem noi capabili, că așa cum am fost și până acum. Am fost amenințat cu executor, am întârziat o săptămână și azi că-mi trimite executorul dacă nu plătesc banii. Adică să vă ia casa? Da, normal. Sunt foarte îngrijorată pentru soț, că el se consumă mult și la suferința lui. Cred că nu-i mai trebuie altă suferință, alt stres. Pe el stresul dărâmă de tot. Tot lipsa banilor îl lipsește pe bărbat de orice asistență medicală. Deși kinetoterapia este obligatorie pentru recuperare, într-un an nu a beneficiat niciun minut, iar mușchii se atrofiază cu fiecare zi care trece. Deci, la venitul meu nu pot să-mi permit, că cel mai ieftin kinetoterapeut pe care l-am găsit, 250.000 ora. Cine ar avea posibilitate de a-i realiza financiar și el și ar avea posibilitate și ar putea să mă ajute cu orice, cu oricât. Deși n-a cerut niciodată nimic de la nimeni, familia Lungu apelează acum la buna credință a semenilor. Toți cei care doresc să-i ajute o pot face direct la locuința lor de pe strada Dorobanți numărul 2 sau prin intermediul televiziunii Severin.